Începând cu 1 decembrie 2021, 28 de muzee din Moldova vor putea fi vizitate online printr-un tur virtual 3D interactiv pe o platformă special creată în cadrul proiectului Muzee de la Sat. Proiectul a fost pus pe picioare de un grup de tineri din Iași și Botoșani, care timp de 20 de zile au parcurs mii de kilometri pentru a strânge materialele foto-video necesare implementării proiectului. Muzee de la Sat se concentrează pe a îmbunătăți imaginea muzeelor din zona rurală a Moldovei deocamdată, și principalul nostru focus este crearea de tururi virtuale interactive 3D pentru o listă de 28 de muzee. Cum a luat parte acest proiect? Inițiativa de a scrie acest muzeu și de a-l depune la administrația Fondului Cultural Național a venit din partea colegului meu Ion Teoderașcu, care se ocupă de aproape 11 luni de un alt proiect care se numește De la Sat, e un proiect cultural editorial, și a dorit în acest sens să materializeze și mai mult domeniul rural cu domeniul cultural, integrând astfel și muzeele în sfera lui de interes. Pe 1 decembrie ne propunem să lansăm platforma www.muzeedelasat.ro, acolo unde 28 de muzee din toate județele regiunii Moldova vor putea fi explorate de toți cei care au acces la internet în mod gratuit. Printre muzeele care vor beneficia de un tur virtual 3D se numără și câteva din județul Neamț: Casa Memorială Visarion Puiu, Muzeul Mihail Sadoveanu, Muzeul Colectivizării din România, Colecția Etnografică Lada cu Zestre, Muzeul Zoologic Constantin Romanescu, Muzeul de Artă Iulia Hălăucescu și Casa Popa din Târpești.